Salutarele mele, sunt Nutella și bine v-am regăsit la un nou episod din Valheim aici. Mai băieți, ce o să facem astăzi? O să minăm niște tin pentru că am strâns eu niște cupru și vreau să minăm niște tin ca să începem să ne facem bronz, armura de bronz și chestiile astea. Și așa că am zis să fac și un episod. În episodul trecut am început casa și am lăsat-o neterminată în episod, dar am terminat-o eu, o să vedeți acum când ajungem acasă. Și, s-a oprit ploaia? Doamne ajută, efectiv, cred că plouă de jumătate de oră în Valheim și nu se mai oprea. Nu știu ce naibii. Dar se vede că când trebuie să filmez, se oprește și ploaia, deci e perfect. Jocul ține cu noi, n-am ce să zic. Și acest tin se găsește în pădure, în Blackwoods, dar se găsește pe marginile, pe lângă apă, se găsește tinul. Și o să ne trebuiască destul de mult, avem, cred că 30 de bucăți de ajuns, oricum, adică na. Dar nu mai găsesc? Ba da, e peste tot pe aici. Ia să mergem puțin mai repede. Hop. Opa, un deck aici, bam, 7, bun, și trebuie să minăm tinul ăsta, și după ce o să ne facem, armura, o să pornim spre al doilea boss, băieți, trebuia să facem pregătirile pentru al doilea boss, trebuie să fac niște săgeți de foc, cred că o să avem nevoie de săgeți de foc, și de... cred că putem să facem de tin, nu știu sigur, ori de tin, ori de bronz, ori de cupru, pentru că avem nevoie de foarte mult săgeți pentru al doilea boss. Și aici ieșim din Black Forest, aparent. Ar trebui să văd să merg în cealaltă parte, nu în partea asta, pentru că tinul se găsește doar în Black Forest, în biomul ăsta. Opa. Bă, da, câți mob poate să vină, deci efectiv n-am și eu un minut pace de la mobii ăștia, nenorociți. Bun. Am bătut și un troll. Ce-am mai făcut? Da, inițial n-am vrut să filmez, dar am zis că bă, hai să și filmez cum binez niște, tin. Și cum facem armura, dacă tot așa, că dacă am filmat și episodul trecut cum a făcut casa, mă rog, hala de mese, a ieșit beton, efectiv, abia aștept să o vedeți, deci a ieșit superbă. Zici că suntem în Vikings, efectiv. Uite aici, tin. Sper să... dar nu o să mi ajungă locul în inventar, din păcate. Da, mă rog, putem să aruncăm niște piatră, să mai facem loc. La un moment dat știu că o să putem să ne craftăm o căruță, ca să putem să cărăm în ea, gen, și... Oh, what? Ok, mi-a dat cu o piatră în cap. Și ideea asta mi s-a părut foarte, foarte genială, efectiv, o să avem o căruță și noi o să tragem după noi. Efectiv, foarte, foarte mișto ideea. Ok. Așa. Am crezut că coboară acel pescăruș. Trebuie să omorâm cu mai multe păsări pentru că o să avem nevoie de foarte multe pene. Pentru că cu penele o să facem noi săgeți. Și ce am găsit aici? De-astea. O să le luăm. O să ne trebuie să nu mai înlate aceste plante pentru niște poțiuni, parcă. Pentru poțiuni erau. Tin, uite, tin depozit aici. Deci 4 și cred că o să ne mai ajungă de încă... nu. Trebuie să mergem acasă deja. Oricum se face și seara, hai să mergem acasă. Cât timp avem? 21, hai să aruncăm ceva ca să avem 22 fix. Ce să arunc? O să arunc astea? Mă rog, trebuie să arunc lemnul, cred că. Da. Ca să pot să iau tinul. Și o să luăm lemnul, dar o să aruncăm din el, nu știu, 6 bucăți? Da, perfect, ok. Și hai să-i dăm bătaie înspre casă, pentru că se face seara și nu vreau să stau în Black Forest seara, mai ales că încă nu avem armura de bronz pe noi.
Al doilea boss l-am găsit ca și cum, ca să-l găsiți trebuie să vă duceți în dungeon-urile alea pe care vi le-am arătat cu stieleți, și să vă pice o tabliță din aceea roșie și doar apăsați pe ea pe E și aici e al doilea boss. Bănuiesc eu că o să avem nevoie de o barcă ca să ajungem aici. Adică, mă rog, 100% cred că o să avem nevoie de o barcă pentru că nu cred că e zona asta de aici până aici o insulă. Și e destul de nasol, destul de nasol cu oceanul în jocul ăsta pentru că poate să ne atace efectiv niște serpenți, efectiv. Și mai ales, opa, mai ales în early, nu prea avem cu ce să-i omorâm și o să ne spargă barca și o să ne omoare. Așa că să sperăm că nu o să dăm de serpenția. Am avut un frame drop imens, ok, e tot în regulă. Încă vine chestia după noi. Ar trebui să o omorâm ca să nu vină să ne dea în ziduri. Bam. Bă, dar nu pot să cred că nu moare. Haide, mori. Of. La un moment dat o să dăm one shot la toate creaturile astea. Abia aștept. Nu știu, nu mai știu dacă puteam să pun trofeele astea. Dacă aveau nevoie de ceva pe care să stea sau dacă putem să le punem normal așa. Și, a, uitați băieți cum arată efectiv, cum arată hala. Am terminat-o, are și horn, am făcut și hornul în sfârșit. Aici o să punem mâncarea, acum trebuie să o decorăm înăuntru, să punem mese și de chestii de genul. Și trebuie să prăzmuiesc eu pe aici cu ziduri ca să nu mai vină ciomârtanii să ne atace. Dar până atunci hai să mergem să dormim. Ok. Dați puțin să pun și eu un par de suc. Un fiu, știi? Îmi plac și mesajele astea, efectiv, când dormim. Zice câte un mesaj de stare random despre ce visează sau ce crede caracterul. Ok. Suntem în ziua 27. Ho, dar am jucat. Am jucat ceva, da. Aici chesturile cu mâncarea. Dar, mă rog, cred că le știți peste deja. Hai să ne facem și noi puțin loc în inventar înainte să facem ce avem de făcut. Ok, nu aici. Aici, oh, uite. Mai avem și niște cupru. Așa. Ok, aici e mâncarea. Trebuie să punem mâncarea pe care o mai avem. O punem aici. Feathers, aici. Mâncare iar aici. Asta aici, reșina, plantele aici și cu ochii de Grey Dwarf, animalele unde erau aici, ok, bun, o să punem și asta aici momentan, trebuie să facem și un cest de lemne, mă rog, de fapt nu o să fac un cest de lemne pentru că putem să punem lemnele efectiv în stacuri pe jos. Astea sunt forgerile, de ce am lăsat lemnul în casă, nu pot să cred, of. Unde l-am lăsat? Oh, aici, ok. Pot să iau tot tinul ăsta? Oh, perfect. Bun, și noi acum o să mergem cu tinul, o să-l punem aici. Ah, trebuie să fac căul. Corect. Mai întâi trebuie să facem și căul. Da. Aici trebuie să punem tinul. Ok, o să aruncăm tinul care ne-a rămas aici, pentru că... Opa, fix aici vreau să-l arunc. Deci, smelter, așa, și mi se pare că mai am eu niște charcoal aici. Nu, nu, în prima. Nu mai am, ok, nu mai am charcoal. Și, ca să ne deblocăm noi, oh, ce mișto arată astea, o să ne facem d-astea aici. Da, și aici, neapărat o să ne facem d-astea. Uitați cât de mișto poate să arate, doamne, ok, da, vreau așa ceva neapărat. Așa o lăsă la sala, cu intrarea asta mare, fără ușă gen, să poată să intre oricine. Dar o să vreau niște draperii, ca și cum draperii, doamne, steaguri. Efectiv, să atârne. Am idei foarte mișto în cap. Uite, avem și niște d-astea, putem să punem aici. Abia aștept să deblocăm mai multe chestii. Trebuie să facem și o fermă de porci.
Da, efectiv putem să facem o fermă de porci, putem să facem și țep de ăștia așa. Wow, cât de mișto, cât de mișto. Ok. Nu aici, crafting. Aici, la crafting trebuie... Ah, pot să fac beehive-ul. Ok. O să facem și ferma de albine. Forge așa. Asta l-am făcut. Da, deci cred că următoarea chestie este că trebuie să... Aveam cupru? Ah, cred că a mai rămas cupru înăuntru, dar asta n-am putut să pun. Ok, da. Ok, o să așteptăm puțin până se topește ăsta. Tot cupru și tot tinul. Hai să mergem puțin să tăiem copaci. Să tăiem niște copaci. Am nevoie de un ex mai bun ca să poți să tai următorii copaci aia de băr și aia mari. Pentru că încă nu poți să-i tai cu ăsta de piatră. Și ăla de flint, nu știu dacă e un upgrade dat de mare încât să mă las să-i tai pe aia de bărci. Da, asta nu mai știu sigur. Dar vom vedea după ce o să luăm prima bucată de tin dacă putem să facem ceva cu ea. Pentru că nu mai știu sigur cum se făcea bronzul. Efectiv, am uitat cum se făcea bronzul. Oh my god. Mori. Pot să tai și o copac liniștit fără să mă atace toate creaturile pădurii. O să tai copacul ăsta pentru a-l transforma în charcoal. Pentru că o să are nevoie de charcoal. Ok. Ok, și asta de aici. Bun, cât avem? 27. Ok, cred că ne ajunge. Ca să topim tot ăla. Uitați cât de frumos poate să se vadă efectiv micul sătuc al nostru. Micul rotocel. Eu nu știu dacă puteam să mai joc cu încă cineva, dar toți prietenii mei n-au... Niciunul dintre prietenii mei nu are jocul ăsta, din păcate. O să băgăm aici charcoal-ul. Tot cupru ne-a scos. Oh my fucking god. Vreau și altceva. Vreau o bucată, efectiv, vreau doar o bucată de tin să văd dacă pot să craftez efectiv acel... Că în momentul pot să fac doar copper knife, da. Stai un level raise. My building components. Păi, ok. Și components nu am încă. Am... Da, efectiv nu am încă components. Tot cupru, nu pot să cred. Hai odată. O bucată. Cred că acum o să fie prima bucată de tin. Aici. Bun. Haide, haide, dăm prima bucată de tin. Te rog eu frumos, haide. Oh, perfect, în sfârșit. Ah, da. Oh, în cauldronul ăla o să putem să facem, mi se pare... Butcher knife. What? Asta e nou, nu era înainte. Ok. Dar cum făceam cupru? Bronz, pardon. What? Da, cred că trebuie să... De fapt, nu. Habar n-am. Nu pot să-mi dau seama. Bronz. Uite, putem să facem bronz acum, da. Perfect. O bucată de tin și două bucăți de cupru, ca să putem să facem noi frumosul nostru bronz. În sfârșit, și după ce facem bronz, o să putem să, deci două bucăți, o să putem să ne facem exul și armura. Mamă, armura, doamne, le aștept. Cred că trebuia patru bucăți. Ok, patru bucăți. Ia să vedem. Băieți, prima noastră bucată de bronz. Și? Oh my god, yes! Ni s-au deblocat toate, în sfârșit, perfect. Deci, în primul rând o să vreau bronzex ăsta. Și ca armă, e ok. Și ca... Efectiv, ex, ce e el.
Cultivatorul, mamă, o să puteți planta perfect, în sfârșit, în sfârșit. Da. Și o să putem să ne facem și prima noastră barcă mai bună cu aceste bronze nails-uri. Trei, o bronze, vai de capul meu cât o să am de farmat. Și acest hut vreau să mi-l fac pentru că e foarte bun în early, e un upgrade foarte mare de la asta de lemn. Efectiv, nu puteți să vă imaginați de mare e upgrade-ul. Nu o să fac sabie sau spear pentru că avem această armă care e mai OP decât toate. Și trebuie să facem și un bronze pickaxe. Și pe lângă asta trebuie să facem armura. Da. Care este asta, care ne trebuie 5, 5 și 5. 15 bronz doar pentru armură. Vai de capul meu. Ok. Hai să vedem cât timp s-a mai făcut. Ok, 3 bucăți, adică... Ok, oricum prima oară o să fac pickaxe-ul ca să pot să minez mai mult cupru și mai repede. Asta îți fie prima chestie. 6 de astea. Bun. Bun. Ok, deci 5 bronz, perfect. Și ca să facem primul nostru pickaxe, ne trebuie... Oh my god, e 10 bronz. Oh my god. Ok, trebuie să mergem să luăm corul. Hai până se face... Până se face acel tin să mergem să mai luăm... Efectiv, să mergem să mai luăm... Să mergem să luăm corul, de fapt. Asta trebuie să luăm. Hai să lăsăm asta aici și hai repede să luăm corul. Oh my god, ce cauți tu pe proprietatea mea, domnule porcușor? Bam! Ok, deci planul e mergem repede, luăm corul și ne întoarcem fără scandaluri, fără nimic, nu vreau să mă bag cu niciun mob, în afară de acești porci pe care îi ratez aparent în continuu. Ah, mori, du-te. Haide, 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 haide. Corodul luați din copacii, cred că v-am arătat deja, din copacii din Black Forest, dar nu orice copaci, adică nu ăștia. Trebuie să fie puțin mai deteriorați, așa să zic eu. O să vă arăt imediat. Nu, nici chiar așa. Mai e în inima pădurii, trebuie să intrăm. În jos, în jos, ok. What the fuck? Am ieșit din pădure? What? Da, aparent Black Forest-ul ăsta e foarte în biomul normal, nu știu, e combinație ciudată între Black Forest și biomul normal. Se intră... ok, uitați copacii ăștia care arată așa. Ăștia sunt copacii care vă dau corud. Adică nu braji ăștia mari frumoși, ăștia care sunt mai conifere, așa să zic așa. Pine. Și normal că nu puteau să ne lase în pace băieții. Trebuia să vină. Cade. Și dacă tot suntem aici, o să iau mai mult corut pentru vreau să fac și niște bănci de alea foarte frumoase. Ok. Aoleu, a venit șamanul, nu pot să cred, hai. Șamanul ăsta e foarte... Uitați armata. Deci efectiv vreau să tai și un copac și nu pot. Efectiv, vine toată armata de mobi pe mine. Cumva l-a otrăvit pe troll. Ok, a murit. What the fuck? Mi-a tras o singură bucată trollul. Ta, urăsc Black Forest-ul când am iteme. Ok, punem pauză până ajungem înapoi acolo. Ok, băieți, hai că cred că am ajuns la locație. Da. Unde sunt mort? Aici? Aici trebuie să fiu mort. Ok, da. Ne-am găsit cadrul, Doamne ajută.
Trebuie să ne punem repede armura. Ok. Ok, am văzut acel netrebnic cum vine spre noi iarăși. Haide. Bă, și chiar n-aveam niciun chef să mă Ok, we are fucked. Nu am săgeți să mă bag cu trollul. Marș. Oare ne lasă în pace, gen? Sau nu ne lasă în pace normal? Cum să o fac eu? Cum să o fac? Ok, cred că am murit. Ah, ba nu. Ok. Am putea doar să fugim și să... Da, cea mai bună idee, cred că ar fi să fugim. Efectiv. Vreau și eu să tai un copac. Asta vreau. Pe bune. Și nu pot. Cum să scap eu de acei netrebnici? Mă, dacă... Nu. Nu că n-am săgeți efectiv, trebuie să mă și nu vreau să ne întoarcem până acasă și pe aia iar să venim. Ok, ar trebui doar să fug să văd cum e joc și ne întoarcem mai încolo. Oh! O să un dungeon nou, ok. Ah, cred că am scăpat de acel troll, da? Da, cred că am scăpat de troll. Ok, o să ne întoarcem acum și să încercăm. Ba, nu m-am scăpat de troll, normal. Se putea? De ce? De ce? De ce vine în continuare după mine? De ce? Efectiv, de ce? Doamne ferește. Cum îl pierdem? What the fuck? De ce? Efectiv stăteam pe CTRL. Cum m-ai văzut? Dumnezeule! Mamă, se mai face și noapte și încă n-am luat udul ăla. Dacă pierdem trollul, putem să luăm udul ușor. Dar trebuie doar să pierdem trollul, efectiv, atâta tot. Și cred că l-am pierdut, sper. Nu-l mai văd. Ok, nu, cred că l-am pierdut, cred. Chiar cred că l-am pierdut. Perfect, hai să mergem să luăm copaci. Efectiv. Poate găsesc un copac. Ah, cred că văd acolo în față un copac de ăsta cu aur. Da, l-am văzut. Ok, la ăla mergem. Perfect. Oh, în sfârșit. Oh, hai să-i spargem pe ăștia doi de aici. Îi spargem pe ăștia doi și ne cărăm de aici, efectiv. Nu pot să cred că acolo e un troll, efectiv, îl vedeți? Nu se poate așa ceva, efectiv. Nu-mi vine să cred. Deci nu, că chiar trebuie să-l omor ca să scăpăm de el, altfel n-am cum. Ok, berbe până mă duc acasă, fac săgeți și mă întorc, berbe 2 secunde. Bun, băieți. Deci, ne-am întors. Am făcut 60 de săgeți. Ne-am repartat armura. Avem mâncare. Avem tot ce ne trebuie. Hai să omorâm trollul și să luăm corudul. Pentru că nu mai suport, efectiv. M-am chinuit 20 de minute să iau corud. Și nu puteam din cauza acestui animal. Efectiv. Hai, vino încoace, vino încoace. Unde fugi acum? Unde fugi? Dumnezei și biserică.
Și mai e și ceața asta și nu văd și poate. Deci dacă vine și îmi freacă o bucată de după un copac și nu-l văd, turbez, efectiv. Unde pana a plecat? Ok, o să... În cazul că... Ah, n-a plecat. Unde ești, mă, frate? Ah! Aha! Bam! L-am ratat. Unde? Oare putem să ne urcăm în turnul ăsta? Da, perfect, ok. Oh. Ah, dar nu putem să ne urcăm. Ok, what? Oh. Aha. Poate să ne lovească pe aici. What? Ce joc, cretin? Ok, ăsta e un bug. Frate, a putut să ne lovească printr-o structură de piatră? Ce-i cu jocul ăsta? O, cade! Haide, vino-mi face. Mai jumătate de așpa, hai. Haide. Ok. Nu-și ia damage. Mori odată. Nu te mai suport, trolule. Mai vine și Greydorf ăsta după mine. Ok. N-am murit. Mori acum, du-te și împușcă-te. Ok. Hai să ne luăm. Doamne iartă-mă odată. Acel cord. Acum. Ok, ăla două bucăți și plecam acasă. Efectiv, atâta vreau. Haide. 6. Unde erau? Mai în față? Ah, aici erau, perfect. A început să plouă acum, nu pot să cred. Bun, haideți. Am crezut că mai vine un troll, că nu se mai putea, deci efectiv. Nu. Așa. Așa, mai ia și de mine de la buturugă. Added wood, corud, câte cută? Șapte? Ok, bine. O să ne ajungă, cred că, din toate astea. Sper. A, dacă tot aici aș putea să iau un stack. Hai mă pe bune. Dă-o naibii de treabă. Am tăiat un copac, am tăiat și au venit toți mortalogii. Muriți. Ok, ăla și-a luat damage de la butrugă. Foarte bine. Nu mai arunca în Dumnezei. Așa, bun. Bun. Hai să mai tăiem un copac. Cât avem? 26. Da, aș mai tăia un copac. Uite pe ăsta aici și după aia plecăm. A, pe incon. Oh, nice. Oh. Utruga. A, și o să cadă jumate în apă. A, ba nu e ok. Ba nu, nu e ok. Sau? Nu te duci atât de departe. Unde te duci? Efectiv, uitați-vă și voi la butruga asta. Mă, stai mai aici. Bun, perfect. Hai să plecăm naibii de aici odată. Ce e aici? O să luăm și astea.
Și haina pe acasă să ne facem pichexul. Ui. Da. A, așa mă creatura asta, totuși. A, bum. Perfect. Nu știu unde a sărit coada. Mereu se întâmplă. A? Da, nu știu unde a sărit coada, în fine. Bam. Am văzut unde a sărit coada de data asta. Aici, bun, hai să mergem, hai să mergem. Nu știu care-i treaba cu chat, asta e foarte enervantă, efectiv. Uf. Oh. Tu... O, naibii, porc. Mori. Mamă, cât de n-aș poate să ne fie să cărăm acea căruță aici. Efectiv, acum îmi dau seama. Nici nu știu unde să fac portul. Aș face portul aici pentru că e mai aproape. Gen, e efectiv foarte aproape, dar... Ideal, efectiv, și sper, nu știu dacă pot să fac drumuri în jocul ăsta, dar ar fi o idee genială dacă aș putea să fac drumuri. Bun. Ah, hai să facem acel pichex. Doamne ajută. Efectiv. Deci îmi trebuie 5 de astea și 10 de astea ca să fac efectiv bronz. Bam. Craft, de ce nu mă las să craftez? Nu am loc? Oh, da, nu avem loc. Ok. Și acum de ce nu mă las să craftez? What? Mă, frate. O, cum îl pune acolo? Ok, nu știu de care e chestia cu... Ok. Ne mișcăm ca melci. Ok. Bun. Bronze pickaxe. Unde este pickaxe-ul? What? Ah, aici e. Ok, perfect. Și uite așa ni s-a dus tot bronzul pe care l-am făcut până acum, fraților. Dar măcar avem pickaxe-ul. My god. Și cu pickaxe-ul ăsta, acum nu mai avem ce să facem, efectiv putem să îl aruncăm. De fapt, nu, o să-l păstrez pentru că o să ne trebuiască la o schemă mai încolo, da. O să punem... Ia să mai facem noi câteva chesturi aici, tot cu totuși. Furniture, așa. O să facem aici. Ok, și în primul chest o să pun unelte, efectiv, pentru că nu am ce să fac cu unelte de aici. E o tână cu ape și cu astea. Ok, ce mai trebuie să facem? Să mai punem niște... Ok, aici. Reșina aici. Goldul aici, da, desigur. Trebuie să facem și o cameră. De fapt, cred că în asta o să fie camera cu gold, dar o să vreau să schimb puțin casa la un moment dat. Gen... Unde o să fie dormitorul. Să punem gold efectiv peste tot și o să fie foarte mișto. Trofeele. Iar am uitat unde erau, aici pe mijloc. Ok. Și dacă tot am luat atâta corud, hai să facem și noi această buturug aici, pentru că efectiv e prea mișto. Să stăm la foc efectiv. Cât de mișto. Perfect. Altceva?
Cred că cam gata cu episodul ăsta. Ia să putem, să văd dacă putem să mai craftăm ceva. Cred că să mai băgăm tine aici și să băgăm așa aici. Hai să punem lemn. 1, 2, 3. Bun, și corudul să-l punem la loc sigur aici, pentru că nu mai vreau să mă întorc în Black Forest, iau corud. Nu. Bun, da, mai băieți, cred că și cam atât cu episodul ăsta. În episodul viitor o să am armura cu și cu hatchet-ul și cred că o să termin și zidul de aici până în episodul viitor. Și în episodul viitor cred că îi dăm bătaie, pornim pe mare. Efectiv, cred că o să facem o navă să pornim pe mare, pentru că trebuie să batem al doilea boss, băieți. Chiar trebuie. Sau eu am fost la, lăsați un like, un subscribe și un comentariu dacă v-a plăcut, bineînțeles. Și ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!